ta, nu poate să fie un președinte care să ducă România mai departe cu o viteză mai mare sau în condiții mai bune. N-are cum. Atunci lucrurile sunt simple. Cei care sunt mulțumiți de modul în care trăiesc azi în România și merg lucrurile, pot opta pentru Victor Ponta, pentru că este o confirmare a mulțumirilor. Cei care nu sunt mulțumiți de modul în care lucrurile și cred că se poate face mult mai mult, n-au altă soluție decât Klaus Iohannis. Deci avem o certitudine că vom avea, putem avea un președinte care nu va performa în baza activității de până acum și avem speranța că putem avea un președinte mult mai bun în baza ceea ce a făcut acest om. Aceasta este diferența dintre cei doi oameni. Unul care a vorbit mai puțin și a făcut mult mai multe lucruri și celălalt care, ocupând o funcție, într-adevăr, la nivel de țară, a vorbit foarte mult, uneori și fără rost, și nu are ce să arate pentru dezvoltarea acestei țări. În al doilea rând, deci avem de ales între două tehnici de guvernare. Tehnica pe care a aplicat-o Iohannis în acești ani, la Sibiu, și în comportamentul lui public pe care îl vedeți acum, și tehnica pe care o aplică Victor Ponta și PSD-ul.